Dragoș, rămânem neînvinși în amicale. Poate nu contează acest aspect. Contează, nu contează? Începem așa. Da, nu contează. Nu contează pentru mine. Nu contează decât că suntem bine, sănătoși și că putem să ne continuăm perioada asta de pregătire. Azi am terminat cele 3 săptămâni. O să avem o zi de refacere, 2 zile libere și sper ca după aia, de când începe cantonamentul din 31 ianuarie, toți băieții să fie ok și cu poftă din nou de antrenamente. Despre jocul de azi, câteva cuvinte? Păi, vreau mai mult, îmi doresc mai mult tot timpul. E cumva irelevant, pentru că am încercat și altă formulă de echipă, am mai schimbat și în repriza a doua, sau au jucat și alți jucători pe alte poziții, irelevant. Mă bucur că am ieșit toți bine după meci, s-a alergat, s-a făcut un antrenament bun și cred că asta e tot ce contează din acest meci. Ok, am câștigat, e bine pentru moral, dar mai avem de muncă. Cred că suntem pe un drum bun, cred, îmi mențin părerea. A fost o săptămână încărcată cu 3 meciuri într-o săptămână, antrenamente grele. Cred că am ieșit bine după această săptămână. Cuzalău a marcat Telcean, astăzi Tulca, băieții cei noi, iată, își fac treaba, ofensiv vorbind. Da, bravo lor, aștept mai mult și de la ceilalți, e timp, pentru că mai avem 4 săptămâni exact de acum până când o să înceapă partea a doua a sezonului. Toți au nevoie de aceste meciuri și minute, pentru că vin după perioade mai grele în ultimele 6 luni și de asta sunt fericit că se antrenează bine, că nu au alte probleme până acum. Și sper ca după aceste 2-3 zile libere să vină încărcați 100% mental și fizic pentru cantonament, pentru că să fie 10 zile. Ce îi așteaptă pe băieți în aceste 10 zile? Mai greu decât până acum nu, doar să consolidăm cumva relațiile dintre noi. Încă 2 sau 3 meciuri amicale, cam asta o să fie în cantonament, și timp petrecut împreună, până la urmă să discutăm după fiecare antrenament sau după fiecare joc amical, să discutăm, să vedem, să discutăm, să analizăm și să îmbunătățim ceea ce facem zi de zi pentru a deveni și mai buni.